Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În actualitatea noastră, după cum știu mii sau zeci de mii de români, sau poate chiar mai mult, mă gândesc, nu știu, în urma intervențiilor chirurgicale este aproape întotdeauna nevoie de exerciții de recuperare medicală, care se fac sub supravegherea fizioterapeuților și kinetoterapeuților și, evident, aceste activități nu se fac doar după ce treci pe la bisturiu, ci și în numeroase alte situații. Ei bine, Ministerul Sănătății se pregătește să facă o reorganizare în sistem, în urma căreia accesul pacienților la fizio și kinetoterapie ar urma să devină, din păcate, mai dificil. La telefon este președinta Colegiului Fizioterapeuților din România, dr. Dana Stanca. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Care e schimbarea asta despre care vorbim? Din păcate, o schimbare dezavantajoasă pacientului, în sensul că, până în acest moment, medicii de alte specialități decât recuperarea medicală puteau să recomande servicii de kinetoterapie, doar de kinetoterapie, adică exercițiu fizic terapeutic, servicii care pot fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Propunerea pe care o are Ministerul Sănătății și Casa Națională de Sănătate este ca acești medici de alte specialități decât recuperarea medicală să nu mai poată recomanda servicii de kinetoterapie decontate de casă. Adică eu, de exemplu, care am făcut o operație de hernie de disc, mie neurochirurgul, după ce am ieșit ok din operație, mi-a recomandat să fac recuperare, să fac kinetoterapie. Cum ar fi de acum înainte, dacă neurochirurgul nu mai poate să facă asta? Neurochirurgul poate să trimită la medicul de recuperare, unde se plătește din nou o altă consultație, unde pacientul trebuie să aștepte pe niște liste de așteptare care deja sunt foarte lungi, în sensul că în acest moment pacienți care vor să-și deconteze serviciile de kinetoterapie, care fac parte dintr-o serie de proceduri, mai multe proceduri, 4 proceduri maxim, trebuie să aștepte 2-3 luni de zile. Prin această eliminare a serviciilor de kinetoterapie, doar a serviciilor de kinetoterapie, există riscul ca diverse afecțiuni cronice sau post-acute să se agraveze și ulterior să se cheltuie, de fapt, mai mulți bani pe tratamentul pacientului, prin zile de spitalizare, prin consultații pe la diversi specialiști pentru că s-a complicat afecțiunea, prin supramedicație. Nu înțelegem. Deci, efectiv, noi nu înțelegem, având în vedere că nici măcar nu am fost consultați la elaborarea acestui proiect. Ba mai mult, astăzi, acum, de dimineață, aflăm că la solicitarea noastră au organizat o dezbatere publică la ora 10, iar la ora 12 proiectul deja este pe ședința de guvern. Ceea ce mi se pare inadmisibil și mi se pare o încălcare gravă a legii transparenței și a termenelor pe care trebuie să le respecte. Deci pacienții vor trebui să... Sunt două consecințe pentru ei: să aștepte mai mult și să plătească dacă nu vor să aștepte. Despre ce bani vorbim? Păi, acum, nu știu, depinde. Ei decontează, deci în acest moment, pentru o ședință de kinetoterapie, Casa Națională decontează 120 de lei per ședință, iar procedurile acelea de care eu vă spuneam, maxim 4, în procedurile acelea, ședința de kineto este 20 de lei. Procedurile sunt toate patru proceduri propun să fie la 80 de lei, ceea ce oricum sunt sume infime dacă luăm în considerare sumele pe care le cheltuie statul pentru zile de spitalizare, pentru intervenții chirurgicale și pentru supramedicație. Da, dar în mod evident nu sunt sume mici pentru cei care vor trebui să le plătească, pentru pacienții, persoane fizice care vor trebui să le plătească, pentru că de obicei, adică, din câte știu, doar o ședință de kinetoterapie nu rezolvă lucrurile. Nu, de obicei nevoie de multe. Nu. Uneori de luni, de zile, nu? Păi da, de exemplu, un pacient care are o ligamentoplastie la genunchi în urma unei
rupturi de ligament încrucișat anterior, care trebuie să facă minim 4 luni de ședințe de kineto, doar de kineto, el nu are nevoie de alte proceduri, da? De 3 ori pe săptămână, păi gândiți-vă cam cât ar trebui să scoată din buzunar pacientul pentru astfel de ședințe și ei, prin această eliminare a serviciilor conexe, vor fi forțați, pentru că vor avea nevoie să facă ședințele de kinetoterapie acum și nu peste 3-4 luni când găsesc loc în baza de recuperare. Bun, mulțumesc. Este foarte grav ce se întâmplă. Mulțumesc frumos și eu. Mulțumim pentru explicații, urmărim subiectul, așadar astăzi ar putea fi luată o decizie în acest domeniu, o reorganizare care, după cum spune dr. Dana Stanca, șefa Colegiului Fizioterapeuților, ar urma să complice viața și finanțele pacienților. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.